Emisiunea Se caută un milionar este realizată cu suportul financiar ASICS. Salutare, prieteni! Dăm start escapadelor estivale. Ne vom petrece vara în toată țara. Vom merge acolo unde ne va duce norocul, acolo unde suntem așteptați de oameni care sunt încercați de soartă și pe care avem puterea să-i ajutăm. Ați mai câștigat vreodată în viața dumneavoastră așa bani? La cine câștigă așa bani, da? Glumiți! Nu, am mai câștigat câte... 90, ori nu știu cât. 70, 50, așa. Până la 100. La 2 milioane. 200 ceva, cel mai mare câștigat până la 2 milioane. Cu un pic de, nu știu, de, să zic așa, o invidie, dar frumoasă. Dar în realitate, sigur că m-am bucurat pentru că, da, iarăși localitatea devine cunoscută. Prin, da, aici e aceste... milionarul de la... De la Bulboci. De la Bulboci, sigur, exact. Sigur. Ei mă întreabă de ce plânge, dar de ce așa, haideam afară, haideam la joacă, hai cu noi. Ei mă ajută. Ciprian foarte greu primește situația asta, că nu am. El poți plângă, poți țipi. Și cum le explicați? Eu într-o parte și le spun că îi mint că uita bani acasă și că suntem acasă, să luăm bani și hai să venim și să cumpărăm. Și apiară să cu ceva ca și uit. Bolboci are o istorie interesantă, dar și mai atractiv a devenit în momentul în care un bărbat a dat lovitura, făcându-se cu un câștig de 2 milioane de lei. Aceeași tendință ca în toate satele. Exact, aceeași tendință ca în toate satele, populația în scădere, lume plecat peste hotare, copii puțini în școală și grădiniță, în gimnaziu și grădiniță. Asta este situația reală ca în toată Republica. Care este istoria acestui sat? Pe malul râulețului Căinari era amplasat o moară. Și locuitorii din satele vecine, din satele din apropiere, tot timpul spuneau plecăm la moară la Bulboană, la moară la Bulboană. Și iată de aici au venit Bulboci. De la acea Bulboană s-a transformat sau provine toponimul de Bulboci. Mergem să-l cunoaștem pe Mihail Bucătar îndeaproape. Săteanul a intrat în gura lumii metaforic, vorbind când și-a demonstrat și însăși că după un nenoroc în viață, neapărat vine și marele noroc. Mi-a spus domnul Iurie, fostul primar, că a jucat fotbal. Da, ați fost o mare... Bucătărie. Unde ați jucat fotbal? Aici în sat, sezon, pe Raion. Ah, pe Raion. Da. Se juca fotbal, Bulbociu avea echipă de fotbal bună, da? Era comandă, da. În colhoz acolo, Sofcoz, am lucrat. Ați lucrat în Sofcoz? Da, da. Livadă, la norme de sfertă. Cum era mai înainte? Da, da. Chiar dacă eu am 33 de ani, dar eu vreau să vă spun că am prins și eu norme de sfertă când părinții mei aveau. Da. Norme de sfertă, norme de popșoi, norme de răsărită. Adică știu ce înseamnă muncă la sat. Și v-ați pus aici? Și pe aici? Și mai aveți pe aici? Morcov. Sfeclă roșu, dar văd că dacă nu plouă, nu ies. Nu ies, da, udați, așa-i? Da, cartoful, iată, cartoful iese, domnul Mihai. Da, este de an, am pus în par de fiecă. A, este de an de acolo? Dacă a ieșit, îl ies. Nea Mihai și-a împărțit viața în câteva etape importante care l-au marcat. Prima etapă a fost divorțul de soție. În acel moment a realizat că după 20 de ani de căsnicie trebuie să-ți construiești un cămin de la zero. La ciurtă câți ani ați trăit? Aproape 20. 20 de ani? Da. Și ați revenit acasă? Da. La Bulboci? Aici unde ați... Da, la satul de Baște, la părinți, la mamă când... A fost grea pentru dumneavoastră, iată, plecarea din satul unde ați trăit 20 de ani?
A fost un pic. Da, trist a fost. Trist, da? Da. Domnul Mihail, are copii? Da, am o fată. Să vă trăiască. Și două nepoțele. Wow, minunat! Mulțumesc. Voi vizitează? Da, vin când... Numai că... Nu sunt Moldova. Unde-s? În Istanbul. Turcia. Turcia, da. Nepoții sunt alinarea bunicului, chiar dacă locuiesc departe de el. Noroc de rețelele de socializare care șterg distanța și potolesc dorurile oamenilor dragi. Trebuie să vorbesc pe Viber. Adică țineți legătura? Da. Cum îi străiești singur, domnule? Urât. Nu merg. E urât. Singur. Nu chiar interesant, da, așa e. O altă etapă a vieții care îi provoacă un mare disconfort, neliniște și neîncredere în ziua de mâine, este o maladie oncologică de care credea că a scăpat. Tot cu oncologie. Oncologie, da? Da. Și de atunci mergeți așa, înainte? Da, asta e atunci, mine, în timp cel când am fost în armată, m-au lecuit. Eu am stat în spitalul Bordenco din Moscova. Și acolo tare bine m-au lecuit, că eu până în 2017. N-ați avut treabă? Da. Ați avut o viață absolut obișnuită? Da. Câștigul a 2 milioane de lei a însemnat o revenire la viață. Un semn că cel de sus nu a uitat de el. Minunea se întâmplase într-o zi care nu prevestea nimic ieșit din comun. La începutul 20. La începutul anului 2020, de asta ați câștigat suma extraordinară, 2 milioane de lei. Zău și eu trebuie să mă duc la iedniță. Vine să... Fata. Mă întâlnesc cu dânsul. Dar s-a întâmplat așa că nu pot spui cum mă duc. M-am dus în satul vecin. La Căinari? Da. Fata în magazin. A spus, dați-mi încerc și eu norocul, da? Da. Dar cum, v-ați dat seama deodată? Nu. Nu credeam. Când am venit fratele și le-a verificat și el și mi-a spus. Da, este. 2 milioane. Da. Și acum întrebarea este, ce a reușit să facă domnul Mihail cu 2 milioane de lei? M-ați cumpărat o casă. Casa unde suntem aici este casa care domnul Mihail și-a procurat-o, da, îndată ce ați câștigat banii ăștia. E o gradă verde frumoasă, o grădină minunată. De ce v-ați cumpărat casă? Păi trebuie să-mi cumpăr. Trebuie să trăiesc undeva. Nu avem. Casa? La casă bătrânească acolo. Nu prea erau condiții, da? Nu erau condiții, dar și... Și nu prea revine nici. Asta? Eu am vrut... Am și eu cuibul. Cuibul? Eu. Aparte... N-am probleme cu nimeni. Nu te reajez pe nimeni. Vă reamintim că Nea Mihai, după 20 de ani, a ajuns în situația în care trebuia să revină la casa părintească și să-și dea șanse la o nouă viață. Achiziționând o casă, a reușit în timp record să facă și o reparație. Ce ați făcut, Manuel? Ați pus... Ați reparat în casă? Da, în casă. Ați făcut... Ați schimbat termopanele, da? Ați pus ferestre noi? Da. Încălzire. Încălzire aveți? Da, de asta cu... Autonomă. Din sobă, dar schimbat radiatorul, cele cum se merge cu borlacul, dacă ieși, nu vrei, faci, știi. A, merge. Merge așa, da. Da. Domnul Mihail, odată ce ați câștigat 2 milioane de lei, aveți copiii sănătoși, dumneavoastră să fiți bine, ce vă mai doriți cel mai mult dumneavoastră? Așa, pur omenește, sufletește. Pur omenește. În primul rând, sănătate la... nepoțel și la apropiați, mai scut la toți. Și pace în lume. Pa. Și pace în lume. E de nu în ultimul rând.
La Se caută un milionar, surprizele se țin lanț. Cineva își schimbă prezentul prin decizii care și le asumă, dar sunt oameni care nu au puterea să-și schimbe viața, chiar dacă își doresc mult acest lucru. Este și cazul Stelei Mihuța, o mamă de 35 de ani care și-ar dori să muncească. Ar vrea ca cei doi copii ai săi să frecventeze grădinița, să aibă o viață normală, fără neajunsuri financiare și probleme de care se pare că nu mai are ieșire. Sunt născută de raionul Florești, satul Vărvăreuca. În 1998-94 părinții au divorțat. Tatăl meu din Hâncești, Mingiri, mama din Florești. De ce plângeți dumneavoastră? E greu. Ce s-a întâmplat? Haideți să aflăm istoria dumneavoastră și vreau să știu mai multe. Aveți probabil multe, multe pe suflet. Haideți să le aflăm împreună. Rințu a divorțat în 82, el în tata 94 pleca din Florești. În 2001, deci a dat mai mică. Au avut astmă, în bronhit. În 2003 a ars casă părintească, deci a dat bunica. Mai mult, bunica m-a crescut. M-am îmblat pe... Cum pe Danicelă, Zărăbotcă, cum se mai spune, Rusia, Ucraina, România. Mă crească, să am ce... Întreține, că a lăsat. Un incendiu i-a înghițit casa și practic i-a lăsat pe drumuri. Ca să scape de greutăți, la 15 ani, a decis să-și caute tatăl, în speranța că alături de el va avea o viață mai bună. În 2003 am fugit de acasă, ca și când îl găsesc pe tatăl și dacă îl găsesc pe tatăl, o să fie mai ușor. Cum ați fugit de acasă? Era în 9 clasă și am fugit de acasă. Unde ați mers? La Chișinău am venit, m-am dus de unitatea, eu sunt după familia lui, Mihuța. L-am găsit, am locuit la el sub urbie aici, lângă Chișinău, în Tușeni. Ca orice copil lăsat, am avut și vacă, am avut și oi și căpri. Pe mahală ne duceam și ajutam, cum s-ar spune, cu ziua. Pare rău că am fugit, poate stat acolo, poate aveam altă soartă de viață. Poate era mai bine, poate era mai greu, dar cine, un singur Dumnezeu știe ce era. Și-a venit la Chișinău și-a învățat pe departe. Stella și-a făcut studiile în management la un colegiu din capitală. A avut norocul și de un job care îi acoperea cheltuielile. Cunoșteam din școală calculatorul foarte bine. Am intrat în avocatură să lucrez ca secretar. Avocatul la care lucram eu, colegiul management, economie și drept am învățat. Pe bază de contract. După asta, viața s-a schimbat, am făcut o fată, am făcut a doilea. Fată frumoasă. Și un băiețel frumos, Ciprian. Hei, băiețel. La câte grădiniță am scris cereri, că să-i pot da la grădiniță, mă angajez oficial. Refuz. Cineva mi-a făcut cunoștință cu avocatul ăsta. Țin minte, parcă acum îl văd, domnul Vladimir venea cu un calculator, notebook de ăsta vechi. Și stăruie câte pasa câte una pe liter, pe alta. Și eu repede l-am ajutat, ca ceva scrie, vreo cer, chemare, judecat, dacă nu ți minte mai corect. Și el zic, hai, nu vrei să lucrezi la mine? Zic, vreau. Ați avut salariu? Da. Acestei femei nu i-a reușit viața de familie. Din prima încercare a apărut pe lume un copil, căruia nu i-a fost dat să aibă parte și de dragostea unui tată. Nici cu al doilea partener de viață nu i-a reușit să pună bazele unei familii complete. Tatălui am avut o relație scurtă de 2 luni de zile, s-a întâmplat el. Când i-am spus că sunt însărcinată, el îmi spune că e căsătorit și are familie și soția lui tot însărcinată. Asta a fost ultima noastră convorbire, el după asta nu s-a mai răspuns cu noi. Eu mă întreb acum, de ce nu mă întoarceți la țară, de unde sunteți originari? Casa este arsă. Casa arsă? Da, în 2003, când am murit bunică, casa o arsă, a fost pojar. Și tot jumate din casă e arsă, jumate ia fumul, cum s-a bătut fumul la jumate. Adică nu aveți nici să mă întoarceți acasă? Nu am. Nicăieri, absolut. De acolo, dacă mă întorc la țară acasă, trebuie făcut reparații. De acolo trebuie bani. Aici nu aveți... În 2003, noi suntem în 23-20 de ani de când a fost pojarul. Copiii nu merg la grădiniță de asta pentru că nu vă-i primesc. Nu cum primesc, se întâmplă că nu primesc doi copii? N-am visă de reședință. Și mă trimită după visă de reședință.
Ați încercat, ați făcut mai multe tentative? Eu am făcut undeva la mai multe credințe cereri diferite, adică o cerere la mai multe credințe, la toți refuz. În prezent, mama cu cei doi copii stă la chirie, iar de ceva timp au ajuns să trăiască și fără lumină. Stau la chirie, facturile sunt mari, am intrat în datorii foarte mari. Mai trăiam cu o fată la chirie, mai mă ajuta, când stătea ea cu copiii, eu mă duceam la lucru, făceam curat prin apartamente, pe scări, nu mă dădeam alături. Dar acum, înainte anul nou, situația s-a schimbat categoric foarte grea. Lumina n-am mai chitat-o, nu mai zic de alte facturi. Eu am facturile, eu v-am rugat să-mi arătați facturile, chiar eram curios să văd ce facturi aveți aici. Deci așa, ce aveți? 10.526 asta pentru... Pentru ce este? Căldura. Asta e căldura, 10.256, 3.388 asta este apa. Și aveți 10.811 lumină. Da. Mă descurcam, lucram cât de cât de o pâine, de un sucul ora, de o înghețată, făceam... Nu cumpăram, de exemplu, eu ce aveam nevoie eu, dar le cumpăram lor, că să aibă ei. Dacă nu, o veni și mai deconectat lumina ei. A emisiunea de astăzi, noi filmăm situație excepțională, aș putea să spun așa. De asta pentru că noi nu avem lumină, da, ca să ne conectăm. La moment, dacă nu am lumină, ce am numai din mâncăruri, căruri, pot să vă arăt ce este în dulap. Fără lumină e foarte greu, nici la mână n-am la ce face mâncarea, că aici tot căminul e pe lumină. Mâncarea, plita care s-o facă mâncare, o geacă, așa e tot la lumină. Dar noaptea cum vă descurcați? La o vecină stau până să mai întunec, până să mai obosesc copiii și sus la culcare. De ieri categoric să fără lumină. Ce au zis copiii? Da, plânge. Bă, realitatea acestor zile o îngrozește, iar copiii au ajuns să fie cei care îi dau forțe. Tânăra mămică muncește pe unde apucă. Copiii, nefiind încadrați la grădiniță, merg la muncă cu ea. Azi am zis că să mă duc la o femeie să o ajut să facă curățenie și tot îmi achită. Dar copiii? Eu copiii. Adică vă luați copiii și vă duceți la... Da. Care-s banii pe care îi aveți? Iată la moment. Ce bani aveți în casă? Nimic. Un leu am. Un leu aveți? Da. O pâine în casă aveți? Da. Asta, mine nu știu. Această familie riscă în orice moment să rămână pe drumuri. Noi odată cu proprietarul am vorbit pe tema asta că azi într-un datorii, că e cu situația complicată, nu sunt finanță și eluți. Că ea gândește, Stela, dacă eu te dau afară, unde te duci, doi copii mici. Dar unde vă duci? E că n-am idei unde să mă duc dacă mă dau afară. Și el de asta mă înțelege, mă așteaptă. Stăruiesc, mă stăiesc, mă ajut cu ce poate, dar e totul până la timp. Testul norocului ne apropie și mai mult de surpriza pregătită de echipa și partenerul emisiunii Se caută un milionar. Având suportul Asociației pentru susținerea inițiativelor comunitare și sportive, vom încerca să rezolvăm problemele de moment ale familiei. Pentru asta s-a inventat milionarul secret, un personaj simbolic, care nu poate trece indiferent pe lângă o familie care are nevoie de ajutor. Avem două cutii la dispoziție. Alegeți una din ele care credeți că dumneavoastră o să vă aducă noroc. Hai, alegem pe asta. Alegeți pe aceea. Da. Eu am să mă uit. Ce e aici? Așa. O să arătăm la cameră ce e aici. Da. Colegii mei au văzut. Ce credeți că ar putea să fie în aceste cutii în general? La ce vă așteptați? O surpriză la copii. Deschideți cutie. Să-mi spuneți ce este acolo. Bani. Are nevoie doamna Stella de bani? Da. E o întrebare banală, dar ce ați face în primul și în primul rând? Achita lumina. Și aș cumpăra de mâncare la copii. Așa. Dar în primul rând lumina. Lumina. Vreau doamna Stella să vă întreb dacă ați renunțat la bani pentru ceea ce este în cutia asta. Dar puteți să rămâneți cu banii și... Eu vă spun, că nu vă spun ce sumă de bani. Este o sumă de bani, eu nu vă zic despre ce sumă de bani este vorba. Eu cred că dacă aș achita lumina... Nu pot să vă spun cam dată de ce sumă de bani este. Dar răspuneți dumneavoastră, rămâneți cu bani de ceea ce aveți nevoie sau rămâneți de ceea ce... Eu, de exemplu, nu știu ce e aici. Eu totuși curios.
Eu am să deschid chiar să văd ce este aici. Spate trag și eu cu ochi. Nu. Iată cam despre ce este vorba. Da, interesant. Decideți dumneavoastră. De acolo toți sunt bani. Nu pot să vă spun. Nu aveți nimic de pierdut, asta vă pot spune. Hai, alegem a doua cutie. Sunteți sigură? Adică îmi dați mie bani? Da, dumneavoastră, tot ați mă ajutat. Tot eu o să vă ajut? Da. Ok, dacă spuneți dumneavoastră, tot eu o să vă ajut. Deschideți, vreau. Să știți că banii vin la mine. Surpriză. Vreți să știți de ce sumă de bani era în această cutie? Da. 35.000 de lei era banii aici. Surpriza, vreți să știți de ce este vorba? Da. Surpriza este că noi v-am adus mai multe produse alimentare pentru dumneavoastră. Da? Sunt pe casă, aveți o perioadă de timp. Produse de igienă pentru copii. Și mai multe lucruri ca să aveți de mâncat pentru o perioadă de timp. Ca să înțelegeți pentru ce dumneavoastră ați renunțat la 35.000 de lei. Cred că și lucrurile astea sunt bune. Și toate astea oferă lui mine chiar dacă... 35.000 de lei era să achitați, apropo, factura și... Mai multe factori. Eu v-am spus, decideți dumneavoastră. Asta e viața. În viață mereu avem de ales. 10.526, 9.011.000, da, sunt 25.000 de lei. Nu puteam să venim până la dumneavoastră pentru niște produse alimentare. De aia eu vreau să vă anunț că această sumă de 35.000 de lei va fi transferată pentru dumneavoastră ca să achitați toate datoriile, facturile și să vă rămână ceva bani. Promiteți că mergeți de acești bani. Chiar acum, dacă acum îmi dați acum. Promiteți că mergeți să plătiți lumina. Ceea ce aveți nevoie să scăpați de datoriile astea. 35.000 de lei plus aceste produse alimentare. Vă înțelegeți că noi am jucat un pic cu dumneavoastră, dar știind că noi am venit să vă ajutăm. Vă mulțumesc! Acum deja nu mai este, nu mai are rost. Eu cred că plângeți de bucurie, pentru că 35.000 de lei, cred că o sumă foarte mare pentru mine. Sunt foarte multe familii, chiar care au nevoie de ajutor. Știu ce vreau să le spuneți la copii, că o să aveți lumină. Vreau să-i chemați Ciprian, Aurelia, ia veniți un pic la mama. Vreți cineva dulciuri? Cine vrea dulciuri? Vreți bomboane, biscuiți. Bomboane vreți și biscuiți? Dar știți ce vreau să vă spună mama? Mama, spuneți-l. Îmi spune lumină. Și asta avem lumină. Abia așteptați să aveți lumină în casă, nu? Nu o să mai dormiți pe întuneric, nu o să mai puneți candela aia, lampa aia, ce mai puneți? Candela. Candela. Ei încă sunt copii și nu prea își dau seama, dar... Mama, dar de ce plângi? Zic, nu lumină. Dar de ce n-aveam lumină? Zic, n-aveam bani cu ce achita. Lasă, mică, hai-mă afară. Pe de parte, îmi vine să plâng mai tare, pe de parte îmi vine să râd, că e micuță și înțelege și mă susține măcar cu vorbă, cu un zâmbet. Cu mai multe. Atât a fost pentru astăzi. Revenim la Fapte Bune și în edițiile următoare. Să ne auzim de bine! Emisiunea Se caută un milionar este realizată cu suportul financiar ASICS.